Bine ne-am reîntâlnit și Hristos a înviat. Vă întâmpinăm în ziua aceasta extraordinară a Paștelui cu o temă foarte incitantă și un invitat drag nou, Anatol Basarab. Bună seara, Anatol! Bună seara! Crezi adevărat înviat? Și în primul rând, hai să dezvăluim telespectatorilor noștri care este tema pe care vom dezbate foarte multe informații și vom încerca să aducem lumină atât în mintea cât și în sufletele telespectatorilor noștri. Vorbim despre lumea crucii în care trăim și o să vă explice imediat, Anatol, la ce cruce facem referire. Da, tema, denumirea temei ne-a venit chiar în scurta noastră discuție înainte de emisiune și îmi place și mie denumirea respectivă, pentru că este foarte sugestivă odată. În perioada sărbătorilor în care ne aflăm, crucea capătă, spunem așa, o importanță sau o semnificație deosebită pentru tot creștinul. Numai că pentru mine, ca om, psiholog și ezoterist care cercetez domeniile respective, crucea are o importanță mult mai mare. În general putem spune că ea, ca simbolistică, a apărut mult înaintea creștinismului și era folosită și se vedea sau vedeau în spatele simbolului respectiv mult mai multe informații decât vedem noi acum. Majoritatea dintre noi astăzi, când folosește termenul sau cuvântul cruce, vede în minte crucea lui Hristos. Și mai mult de atâta, nimic. Adică toți când folosim semnul crucii, noi vedem în cap ori o cruce deasupra unui lăcaș de cult, biserică, de exemplu, sau vedem crucea lui Hristos în cap și atât. Nu vedem simbolul viu, încărcat de informații, încărcat de sens. Pentru că dacă pomenim sau vorbim doar de cruce ca simbol, păi avem de vorbit 7 emisiuni, cred că, la rând și nu vom epuiza nu vom epuiza sensul și semnificația sau informația care se ascunde în spatele acestui cuvânt. La fel cum au făcut oamenii inițiații și filosofii cu triunghiul, de exemplu. Câte tratate nenumărate s-au scris despre triunghi și semnificația lui și nu s-a epuizat nici măcar până la jumătate subiectul. Încă este plin de sens, încă este plin de informații și de cunoaștere ascunsă, condensată. Pentru că atunci când folosim un simbol, noi de fapt, dacă am vorbit în termeni moderni, noi folosim o arhivă. Adică spunem cruce și e o arhivă. Când dezarhivăm fișierul respectiv ca în calculator, observăm că înăuntru lui sunt o mulțime de fișiere. Apoi fiecare fișier conține ceva, fotografii, filmulețe, tot felul de texte, tot felul de documente. Adică sunt o bibliotecă întreagă acolo de informații, care toate arhivate într-un singur loc, condensate așa, strâns. De tot, ca să nu ocupi mult spațiu, chiar și pe hardul conștiinței noastre, cum ar fi așa, spus, îl numim simplu, cruce. Dar crucea, în realitate, are o semnificație mult mai mare. Uite, de exemplu, noi trăim într-o lume a crucii. De ce a crucii? Pentru că fiecare latur a crucii semnifică 4 elemente de bază din care este construit universul în care trăim cu totul, lumea. Locul unde se intersectează cele două axe, una verticală și una orizontală, locul unde ele se intersectează generează materia în raporturi diferite, de aia și materia este diferită, uite pahar, uite lemn, uite ce știu acolo, copac sau ceva. În raporturi diferite înseamnă că sticla respectivă deține în ea foc, pământ, apă și aer, dar în raporturi diferite decât pielea mea sau decât unghia sau decât dintele, pentru că toate astea conține aceleași 4 elemente din care primordiale, din care lumea este, spunem așa, construită. Dar în raporturi diferite
Adică mai mult foc acolo, de exemplu, și apare o materie. Mai puțin foc, dar mai mult apă, apare altă materie. Mai mult pământ, de exemplu. Mai puțin foc, 15% apă și 30% aer, reprezintă unghia. Așa se formează materia. La intersecția celor două axe sau celor patru elemente și interacțiunea dintre ele se creează viața în general. Numai că acum când am spus viața, am atins un subiect foarte interesant. Dacă spunem viața, înseamnă că și viața în sine este compusă tot din elementele de bază a crucii, să spunem, a crucii vieții. Da, și viața este compusă la fel. Dacă spunem asta, atunci gândul ne duce mult mai departe și spunem, atunci înseamnă că și oamenii sunt tot așa formați din cele patru elemente de bază și nu numai omul ca și corp, fiecare organ al lui fiind în raporturi diferite de aia și apar organe diferite, ci fiecare spirit uman în general este creat mai mult din aceste patru elemente de bază. Da, într-adevăr așa este. Asta înseamnă că există patru tipuri de spirite în lumea respectivă. Există patru tipuri de spirite cu adevărat. Asta înseamnă că fiecare spirit are anumite inclinații, abilități, capacități, posibilități și limite. Și prin interacțiunea lui cu alt spirit, la fel cum apa stânge focul, tot așa, un spirit mai mult făcut din apă va stinge sau va domina un spirit care este mai mult construit din foc. Într-adevăr, așa este. Toate elementele astea, în interacțiunea dintre ele, generează viața în general. Uite, în tradiția chineză, de exemplu, spune cele patru elemente și interacțiunea între ele, la unii generează copacul, adică elementul vieții, la alții metalul, la tot reprezintă, ele, spunem așa, viața pentru ei. Și atunci, pe mine mă interesează foarte mult ca psiholog forma asta de interacțiune a celor patru elemente și modul în care ele creează diferite forme de spirite, iar de aici diferite forme de societăți, iar de aici diferite forme de culturi, credințe, sisteme și orice altceva mai vrea. Studiind subiectul în mai profunzime și căutând astfel de informații în tradiții spirituale vechi, din diferite colțuri ale lumii, ajungem la concluzia că spiritele care vin în lumea respectivă spre a trăi, spre a se dezvolta, spre a se șlefui, sunt doar de patru tipuri. Și asta se vede cu ochiul liber. Și care sunt cele patru? Noi le putem numi așa, pământ, foc, apă, aer, dar asta o să fie mai greu pentru telespectatori de înțeles, însă simbolistica și interacțiunea dintre acestea patru elemente și atunci ele le dăm o denumire mai accesibilă. Sunt spiritele de muncitori, așa e spiritul configurat. Din start, omul când vine aici are un spirit configurat într-un anumit fel și acela va fi spirit de muncitor. Scopul lui în lumea respectivă, în momentul când vine în lumea respectivă, el nu are, el este nou, este un spirit nou, el încă nu are foarte multă experiență din cauza al vieților sale, din cauza asta subconștientului nu este bogat în tot felul de informații care să-l ghideze sau care să-l dirigeze prin viață. Și atunci, este un bun executant. Da, și atunci singurul lucru lui care rămâne în viața respectivă este să dobândească experiențe ca cu ajutorul căruia să-și încarce propriul său subconștient cu informații, cu experiență și abilități. Dar pentru a face lucrul respectiv, lui nu rămâne la îndemână nimic altceva decât propriul lui corp fizic și utilizarea lui. Pentru asta el va trebui să muncească și muncește. Toată viața cât trăiește în lumea respectivă, el va munci și va considera munca ca fiind singura modalitate de mântuire în general, de supraviețuire, de viață. El în general va considera viața este muncă. Numai prin muncă te vei ajunge undeva, numai prin, spunem așa, prin munca proprie vei obține ceva, prin munca cinstită și nu știu cum. Evident că el gândește în termenii respectivi munca cinstită, munca care o faci cu propriul tău corp. De ce? Pentru că el nu are alte abilități încă spirituale de a gândi, de a vedea lucrurile și viața în general la alt nivel. El este pământ. Pentru el viața este întunecată, el lucrează la pământ și majoritatea dintre ei consideră că munca adevărată este aceea care o faci cu propriul tău corp. Fie că e la mine, fie că lucrezi
tărând saci în port undeva sau tăind pădure sau trăgând după tine așa, munca pur și simplu fizică. De ce? Pentru că toată experiența care o vor acumula în viața respectivă și cu care se vor îmbogăți pe urmă și spiritul, va fi experiență fizică. Doar fizică, bătături în mâini, mi-a căzut ceva peste picior, durerea, mi-am rănit degetul, e altă durere. Toate lucrurile astea se acumulează în subconștientul lui și îl face pe el încet, încet, dacă nu-l omoară, îl face mai puternic. Pregătindu-l într-o singură viață sau mai multe vieți la rând pentru a trece la nivelul următor de dezvoltare. Ei, uite, muncitorii, ei nu știu nimic altceva să facă decât să muncească. În extrema lor, în casta lor, să spunem așa, în neamul lor, în cea mai înaltă formă de dezvoltare din muncitori, iese unii oameni din reușesc să facă cu propriile lor mâini lucruri absolut fascinante. Uite, de exemplu, cu un brâncuș. E o muncă să cioplești la piatra aia. Numai că el, în dezvoltarea sa, el a ajuns muncitor de cea mai înaltă clasă. Ca spirit, el a cel mai înalt dezvoltat spirit în casta muncitorilor. Și ei reușesc câteodată din mâinile lor să scoată lucruri absolut fascinante, dumnezeiești aproape. Că și prin muncă îl poți cunoaște pe Dumnezeu, dar până la un anumit nivel. Dumnezeu are multe chipuri și se regăsește la toate nivelele de existență. Chiar și pentru o furnică Dumnezeu probabil se vede sau se simte sau se trăiește într-un anumit fel. Pentru alt nivel, Dumnezeu se vede, se simte, se trăiește, se înțelege altfel, pentru alt nivel, cu totul alt nivel. Și lucrurile astea câteodată nu pot fi nici măcar împărtășite. De a fiecare nivel de dezvoltare spirituală are propria lui viziune asupra lui Dumnezeu și propria trăire a lui. Da, modul particular prin care el se raportează la divinitate, modul în care găsește termenul prin care să definească acest superior, fie că îl numesc cu unii Dumnezeu, sursă, creator, da. Are o terminologie destul de vastă. Nu contează cum îl numim noi pe Dumnezeu, lui Dumnezeu de la asta, să spunem așa, este totul, da? Pentru că el este totul și nimic în același timp. Deci nu există termeni cu care am putea să-l numim sau să nu-l numim și să nu fie el. Pentru că este totul și nimic. Adică când spun Dumnezeu Tată, este și Tată. Dumnezeu e mamă, e și mamă. Dumnezeu e un pom. E și pom. E orice și nimic în același timp. Dar asta, așa lucrurile se văd numai la diferite nivele de configurație a spiritului. Ei, uitați-vă. Să vorbim așa de brâncuș, poate, deși e o alegere foarte potrivită pentru asta. Deși el reușește să creeze din mâna lui lucruri absolut fascinante, artă, cu muncă, și e muncă și spirituală, dar e muncă spirituală a muncitorului, el ajunge să moară de foame. De ce? Pentru că nu știe să vândă. Pentru că nu știe să se vândă, pentru că nu știe să... E o preocupat mai mult de muncă, nu de ceea ce se întâmplă cu rezultatele muncii sale. Și el aici și-a primit satisfacția deja. El a născut din mintea lui, din sufletul lui, din toată munca, din tot corpul lui, a născut obiectul respectiv. Și el deja se mulțumește. El deja bucuria o dobândit-o. Ce se va întâmpla mai târziu cu obiectul respectiv? Vor hotărî negustorii. Unde, când îl vor vinde, cu cât? Și vor câștiga negustorii, muncitorul, spiritul muncitor, din asta, din vânzarea respectivă, va câștiga foarte puțin. Ceea ce se întâmplă și astăzi, oriunde în lume, fie că suntem în România sau oriunde în altă parte. Practic, el a accesat baza universală, să zic așa, de date, deci a accesat informația în esență, a fost revelată la nivelul său, a tradus-o prin operele sale, deci iată că neapărat trebuie să considerăm pe cei de la această ierarhizare sau arhetipuri pe care o să le enumerăm în cadrul emisiunii, neapărat că, domne, ăștia n-au nicio valoare și că nu conțin mari adevăruri sau... Doamne ferește, orice spirit este, spunem o scânteie a lui Dumnezeu, indiferent de nivelul lui de dezvoltare, la care a ajuns sau la care va urma să treacă, el este valoros din start. El este o scânteie dumnezeiască. El este, spunem așa, însăși Dumnezeu, într-o formă de manifestare. Și la un anumit nivel de manifestare. Asta nu înseamnă că copiii de la grădiniță n-au nicio valoare pentru că
Nu cunosc nimic. Nu cunosc nimic sau n-au bani, sau nu dețin niciun fel de putere, sau nu sunt înțelepți, sau nu știu să fac nimic cu mânuțele lor. Ei, chiar și copilul ăla, la grădiniță, el se seamănă foarte mult. Când noi trecem prin viață, prin toate castele aproape. Dar copilul la grădiniță, când acolo se duce, el cu mânuțele lui, totuși din plastelin, de ceva face ceva acolo. Unii dintre ei se seamănă cu Brâncuș. Unii dintre ei chiar reușesc să facă niște lucruri absolut fascinante. De ce? Pentru că el a trecut în casta respectivă de multe ori, s-a dezvoltat la maxim și acum de mic el deja poate din plastelin să facă ceva. Alții abia încep. Și chiar și la grădiniță se vede nivelul de dezvoltare ca și castă, să spunem așa, a fiecărui copil. Dar asta nu înseamnă că ei sunt cumva mai inferiori nouă, oricărui altă, doar că suntem mai maturi. Ei, uitați-vă așa, și lumea putem să o părțim așa. Lumea preșcolară, da. Lumea școlară, tot ce se întâmplă în școli, licee și restul, lumea universitară, și lumea post-universitară. Ați văzut patru elemente și interacțiunea dintre acestea patru elemente generează viața. Care viață? Viața în general, socială. Atunci când lumea domină, este dominată de o castă sau de un anumit tip de spirit, se întâmplă anumite lucruri predominant. Când este dominată de alte tipuri de spirite, se întâmplă alte lucruri. Deci am spus, la nivelul cel mai înalt său de dezvoltare în casta muncitorilor, un spirit de muncitor realizează cele mai înalte, spunem așa, modalități de a se manifesta pe el însuși prin muncă, prin greutate, prin a ciupli, prin a face ceva. Și din mâinile lor reușesc să scoată adevărate opere de artă. Dar în viața următoare, de exemplu, Brâncuș nu se va mai naște nici de cum în casta muncitorilor, pentru că el a terminat clasa respectivă și a ajuns să fie cel mai puternic sau cel mai desăvârșit muncitor, dacă putem spune așa. Se naște imediat în casta următoare, în casta negustorilor. Negustorul ce face? După ce mulți ani sau multe vieți, poate la rând, sau o viață întreagă, lucrezi la pământ cu munca ta și îți dai seama că ceva ai câștigat, dar ceva nu, undeva ai ajuns. La un moment dat, pur și simplu, spiritul se reconfigurează altfel și tu deodată, pur și simplu din senin, îți dai seama că, doamne, aș putea să nu muncesc atât de mult fizic. Aș putea, uite, să-mi deschid la țară un butic. Muncesc altfel și s-ar putea să câștig la fel de mult sau, dacă nu, chiar poate mai mult decât cei care muncesc la câmp. Dar pentru asta eu trebuie să am alte abilități. Nu astea fizice, nu astea de rezistență, nu bătăturile în mână sunt importante, nu puterea fizică și rezistența, ci dialogul, relația, păstrarea relațiilor. Bună ziua, mai veniți pe la noi, dacă nu aveți bani, vă trec în caiet, o să-mi plătesc când o să aveți, nu e nimic, nicio problemă. Trebuie să înveți a negocia. Și uite, este altă castă de spirite. Ele sunt așa configurate și ele se dezvoltă în lumea asta într-un anumit fel. Ei nu pot vedea lumea așa cum o văd muncitorii. Muncitorul vede pământul și roadele pământului, cumva privește în jos. Negustorul cumva privește în față. El vede ce are de făcut. Oportunitățile. Observă alte modalități de a trăi și chiar de a supraviețui decât doar munca fizică. El începe să-și dea seama că poți să ai anumit tip de putere, să deții un tip, și aceea putere este banul. Și dacă o deții, tu ești puternic, tu, lumea ți se supune, tu poți să cumperi produsul activității muncitorilor, tu poți să îi plătești cât vrei tu, poți să îi plătești mai puțin și ei vor munci pentru tine pentru că tu îi plătești. Și uite așa, un negustor repede își face un butic, o firmă sau orice altceva. Evident că nu vede un spirit care vine pentru prima dată în casta negustorilor, nu va deveni milionar într-o singură viață. Ai nevoie de foarte multă experiență, de foarte multă. Dar el va trăi toată viața având un butic la țară, poate și în satul vecin și va mai face unul. Și el va fi acolo un magnat aproape pentru lumea lor, pentru că el trăiește înconjurat predominant de muncitori și el este singur acolo negustor. El este un magnat aproape pentru ei. E evident că el, câștigul lui de 20.000 de euro la sfârșit de an pentru toți ceilalți este wow, ceva foarte mult, foarte important. Și aproape că n-are nicio valoare când se întâlnește cu un alt spirit de negustor care are o evoluție mai îndelungată în casta respectivă și are 20 de milioane la sfârșit de an, nu contează cum.
Dar iară, ăsta cu 20.000 de euro nici nu se compara, că ăsta îl vede așa, un fel de începător, un elev, un copil de la grădiniță care începe și el să lipească ceva în lumea negustorilor. Pentru negustor, lumea reprezintă ceva ce poate fi cumpărat și vândut. Fraza asta, totul se vinde și totul se cumpără, totul are un preț, este al spiritelor din casta negustorilor. Muncitorul niciodată nu va spune așa ceva. Muncitorul va spune, tot în lumea asta poate fi realizat prin muncă, dar trebuie să muncești din greu, să transpiri, trebuie să depui efort și trebuie să muncești calitativ și trebuie să te specializezi în munca ta și tot așa mai departe. Dacă vrei să muncești mai mult, oricât te-ai specializat, ajungi la un anumit nivel pur și simplu de limită al performanțelor tale fizice. Nu mai poți mai mult de atât. Și atunci trebuie să intensifici, trebuie să lucrezi mai repede. Nu poți duce, oricât de puternic ai fi, nu poți duce 200 de kilograme sacul. Și atunci îi împarți în saci de 50 de kilograme, dar te miști mai repede. Ca să intensifici munca, ca să fie productivitatea mai mare. Spiritul clădit, configurat de negustor, el va vedea totul în lumea respectivă sub forma cumpărării și vânzării. Propuneri indecente, ați văzut filmul? Da. Acolo este întâlnirea dintre un negustor și un muncitor. Negustorul lui era interesant, poate cumpăra iubirea, poate cumpăra soția bărbatului lui alt pentru măcar o singură noapte, oferindu-i pentru asta 1.000.000. Din punct de vedere psihologic, este un film foarte bine realizat și este evident că acel regizor s-a conciliat foarte bine cu psihologi foarte, să spunem așa, bine pregătiți pentru a reuși a filma scenele respective în sine. Ca idee, acolo era întâlnirea dintre un negustor a ajuns la un nivel înalt de dezvoltare și el lui era deja interesant cum, dacă el poate negocia și cumpăra nu numai lucrurile materiale și eforturile umane, munca lor fizică sau energia umană, ci dacă poate cumpăra iubirea cu totul. Până la urmă s-a dovedit că o cumpărat-o. De ce? Pentru că muncitorii nu se pricep în lumea negustorilor, dar lor le place nivelul următor, crezând că dacă ai bani, deja ai ajuns la nivelul următor. Și ai văzut că au primit bani, dar el în nivelul următor așa și nu au ajuns. Ei tot au rămas în lumea lor. Pentru că nu poți trece dintr-o castă în alta, până când nu atingi, spunem așa, dezvoltarea necesară și suficientă. Poate să fie suficientă, dar în unele locuri nu s-au împlinit toate condițiile. Adică trebuie să îndeplinești toate condițiile suficiente și necesare în toate aspectele șlefuirii propriului tău diamant interior spiritual ca să poți trece în casta următoare. Și uite, după asta vine casta, cel care s-a dezvoltat la maximum în casta negustorilor, el ajunge milionar, miliardar, oameni care le se pare că pot cumpăra politici externe, interne, pot, îi privesc țările ca pe un om. Uite, dau țării respective atâția bani și o să răiesc împotriva celeilalte țări. Să văd ce o să facă ăștia. Îi privesc lucrurile exact cum privea milionarul pe ceilalți doi când în propunere indecentă. Și credeți-mă, în lumea asta, din direcția lumii spiritelor, negustorilor, există foarte multe propuneri indecente în lumea care trăie. Da, uite, o să discutăm despre aspectul ăsta piramidal de relaționare și modul în care noi reușim să evoluăm și după o scurtă pauză. Vorbim despre arhetipuri împreună cu Anatol Basarab și rămăsesem la castra negustorilor, deci cea de-a doua categorie de spirite. Da. Evident, casta negustorilor totdeauna se va orienta către cei mai de jos, adică către casta muncitorilor și ei va încerca să-i pună la tot felul de munci, plătindu-i cât mai puțin dacă sfera este posibil. Sfera lor de influență vine exact de sus în jos. Totdeauna, de sus în jos, sistemul piramidal de care spuneam. Totdeauna. Și ploaia vine de sus în jos, dar paharul se împle de jos în sus. Toate energiile sau toate informațiile vin totdeauna de sus, cunoașterile, da, cunoașterea în general, vine de sus în jos, dar paharul, poporul, omul, mentalitatea colectivă sau individuală se împle totdeauna de jos în sus. Din cauza respectivă, ei, casta negustorilor, pentru muncitori, prezint, sunt văzuți ca un fel de zei aproape. Ei sunt superiori, ei nu muncesc, dar trăiesc.
Ei nu depun efortul, nu își riscă viața, nu caldă în prăpaste, nu cade copacul peste el, nu explodează în mină gazele, nu se întâmplă nimic altceva, nu nimerește într-un incendiu, dar totuși, cum fac muncitorii? Muncitorii sunt expuși la tot felul de riscuri fizice, care pot să-ți iei viața. Negustorul nu, el trebuie să stă, să stă într-un birou, gândește afacerea, analizează, coordonează. Și uite, aici apar cele două forme de munci, din totdeauna. La nivelul ăsta, când nouă tot timpul ne s-a spus că există două forme de munci, munca intelectuală și munca brută, materie. Intelectuală și munca fizică. Nu există astfel. Există munca de producție, ceea care o fac casta muncitorilor, și munca de conducere, ceea care o face în raport cu casta muncitorilor, o fac negustorii. Ei conduc pe muncitori, ei încearcă să-i conduc undeva. Unde? Muncitorul de obicei nu prea știe, nu prea are, spunem așa, planuri. El trăiește cumva la mila cuiva. De pe azi pe mâine. De pe azi pe mâine, dacă Dumnezeu o vrea. Și într-adevăr, el e supus la doi Dumnezeu deodată, spunem așa. Și dacă Dumnezeu vrea să ploaie, atunci va avea recoltă și atunci va avea ce vinde celuilalt domn, tot un fel de Dumnezeu pentru el, bogat, bogatului, îi va vinde ce? Producția. Că așa fac și astăzi. Oamenii nu se vând producția în piață undeva, o vând samsarilor, negustorii. Spirite cu puțin mai evoluate decât spiritele muncitorilor, dar de ei deja sunt în altă castă, ei văd lucrurile altfel, au altă mentalitate, au alte valori, au alte viziuni, au alte plăceri, cu totul, sunt altfel configurați. Nu înseamnă deloc mai buni sau mai puțin buni. Ei, uite, casta respectivă se numește așa, pământul muncitorii și apa. De aia le se spune că ei sunt pe orizontală. Ei trebuie să fie partea asta a crucii, orizontală a crucii. De aia lor le spune că toți sunt o apă și un pământ. Ei, într-adevăr, fac parte dintr-o singură axă, orizontală, adică, da, orizontală, a crucii, orizontală asta a crucii, și ei sunt o apă și un pământ. Unii sunt mai evoluați decât ceilalți prin viziune, prin modul de a vedea lumea, prin informațiile care lucrează, prin abilitățile care le-au dobândit, dar ei sunt toți o apă și un pământ, așa și le spune. După care urmează următoarea castă, care au același raport de forță ca și pe orizontală, numai că aici este focul și aerul sus de tot. Astea sunt două, celelalte două caste, în care o castă este pasivă, adică centri fugă, și altă castă este activă sau centripetă. Ca și aici, muncitorii sunt pasivi. Ei așteaptă să le spui ce să faci, să li se dea semne, să cerești, sau omul bogat, dacă îmi spunem bogat, noi spunem un lucru foarte de bog, vine de la Dumnezeu. Bogdan, darul lui Dumnezeu. Bog, da proste. Dumnezeu de mă iartă. Bogat e omul lui Dumnezeu. Este un fel de Dumnezeu pentru celălalt. Dumnezeu pământ, așa spunem. Și de multe ori când spunem dacă Domnul o vrea, de multe ori Domnul însemna boierul. Că dacă boierul nu o vrea, uite, nu vă cumpără recolta. Vindeți-o la cei din satele vecine sau boierului din altă împărăție. Vedem ce faceți cu ea. Și mâinii pe mâine să vii să o dai boierului, marfa ta, aproape gratis, numai totuși ceva să-ți iei. Pe ea decât nimic. Dar pentru asta tu ai muncit un an sau o vară întreagă. Și uite, bogatul, uite, nu vrea el, s-a supărat. S-a supărat pe oameni din sat. Nu vă mai cumpăr marfa. Uite, că m-ați jignit la nuntă, nu m-a spus în locul de cinste, m-a spus acolo într-o parte, m-a supărat, nu vă mai cumpăr deloc. E, să vezi că în felul, în momentul ăsta, țăranul, spunem așa, sau casta muncitorilor, spiritele de acolo, vor simți că cu adevărat Dumnezeu, Domnul lor, s-a supărat pe ei. De aia se rugau în trecut la oamenii bogați, la boier, ca boierul să fie sănătos, ca boierul să nu pățească ceva. De ce? Pentru că bunăstarea boierului se răsprângea și asupra bunăstării iobagilor, spune. Păi și în ziua de astăzi, dacă stai bine să analizezi, contează foarte mult acolo unde ești angajat, totuși să-ți dai silința ca în întreprinderea respectivă, în firma respectivă, totul să meargă bine, să meargă și șefului tău bine, ca tu să ai un loc de muncă. Evident. Că de acolo trăiești și tu, nu? Evident. Că dacă tu te duci și nu știu ce faci împotriva patronului, orice, patronul mâine pe mâine dă firma faliment, și el fiind negustor,
El se va duce și va deschide altă firmă în altă parte, va negocia cu viața, va negocia cu lumea, va negocia cu oricine și își va găsi o altă sursă de modalitate de a trăi ca negustor. Dar muncitorul se va duce și va căuta în altă parte de lucru. Și astăzi cu locurile de muncă e cam greu. Da. Și atunci îți dai seama că când era domnul Mihai, era bine. Era totuși bine. Așa facem tot timpul. Vedeți? Când era Ceaușescu, era mai bine. Când era ăla, era bine. Când era ăla, era bine. De ce? Pentru că ea serveau pentru majoritatea castei muncitorilor și asta o spun numai muncitorii. Casta muncitorilor. Casta negustorilor niciodată nu va spune că pe vremea lui Ceaușescu era bine. Da, pentru că el era plafonat. Plafonat, nu putea să negocieze nimic. Nu putea să aibă tot felul de afaceri, nu putea să vândă, să cumpere. Să-și transpună în practică anumite idei. Idei, dar ca spiritul oricum o făcea. Ori că aducea niște blugi, ori se ducea în Turcia și mai făcea ceva, ori aducea cafea pe acolo, pe ascuns. El, dacă e negustor ca spirit, el va face asta, va căuta. Asta e de viață lui. El se manifestă. Și în forma lui superioară de dezvoltare, el ajunge un om miliardar sau foarte bogat, care începe să se joace deja cu alte lucruri. Nu-l mai pasionează să cumpere obiecte. El are 40.000 de case, nu știu ce, câte 10.000 de iahturi, are țări, el are banii cât are PIB-ul României, de exemplu. Ce-l interesează? Ce-ți mai poți cumpăra? Ce poți face cu atâția bani? Și atunci începe să-l interesează să joace cu puterea. Este casta următoare. El deja în viața următoare va fi un luptător. În partea focului, elementul foc. Elementul foc, luptătorul. De-a luptele totdeauna, nouă și astăzi ne plac, deși există multe modalități de a duce un război, nouă ne plac încă luptele cu arme de foc. Să auzim, să vedem că e război, ta-ta-ta-ta, să bumbuie. Elementul să primordial frumos. Care se regăsește în spirit. Da, și pentru că focul și transformaționalist acolo undeva, de aia se spunea, cine spunea odată, Al Pacino spunea, Kung Lun te modifică foarte mult în conștiința umană sau în mintea umană, chiar dacă nimerești în fund. Și le plac oamenilor chestia asta așa, să bubuie, să explodeze, să nu știu ce se întâmplă. Deși tot de asta se tem. Asta putem să o vedem la televiziune, de exemplu. În Irak acolo bombardează cineva și noi toți ne uităm, uau, ce frumos, a explodat acolo ceva, bloc întreg, fum, ce interesant așa, uitând că acolo sunt corpuri sfertecate, copii morți. Ne place spectacolul, dar nu și dedesubturile lui. Nu ne interesează cum se face spectacolul. Care sunt jertfele, sacrificiile. Nu o dați în spectacol. Asta, în general, o cer cine? Muncitorii. Pentru că muncitorii, forma lor de, spiritele muncitori, forma lor de viață maximă este așa, circ și pâine. Ei trăiesc în baza două informații sau două energii de bază. Excitație, zăhărelul, și biciu, stimulul. Bici și zăhărel. Și atunci lor viața pentru ei este grea și atunci le trebuiește spectacol. Să vină teatru la țară. Ei se pregătesc. Nu vor înțelege prea multe de acolo, pentru că spiritul lor este în așa fel clădit încât el nu poate înțelege arta la nivelele cele mai înalte. Numai spiritul din casta muncitorilor, care s-a dezvoltat în forma sa maximă în acea castă, ăla va înțelege arta și deja o va crea. Muncind, pictând, sculptând, clădind, construind casă, care uite și astăzi există, au mii de ani și există și astăzi cetăți, dar le va face așa temeinic, pământește, rezistent ca el, spirit de muncitor. Spiritele astea nu sunt nici rele, nici bune. Ele reprezintă un anumit nivel de evoluție. Adică prima dată spiritele începătoare care vin în lumea asta să fie oameni, ele nu pot să fie magi direct sau inițiați sau iluminați sau nu știu cum acolo. Trebuie să înceapă de undeva, ca și noi în viața asta când ajungem, nu începem de undeva. Pornim de jos, de la grădiniță, apoi și pe etapa școlară, softarea, apoi universitară, specializarea, apoi post-universitar. Și cam atât. Mai departe este academic, dar e alte nivele, deja foarte puțin le înțeleg. Ce se întâmplă? Mai departe, el, când ajunge la forma maximă de evoluție, naște în casta luptătorului. Și atunci el gândește cam așa, domnule, dar de ce să fac eu tot timpul afaceri? Dar de ce tot timpul să mă umilesc în fața cuiva? Dar de ce tot timpul trebuie să mă... Pentru că tot timpul te păzești de cineva. Tot timpul este cineva deasupra ta care poate să vină să-ți iei banii, să-ți dărâme afacerea, să te îngenunchează tot timpul cineva. Și cine să iei deasupra? Wow, aia sunt luptătorii. Cei care le plac să dețină puterea, să controleze puterea și să o dețină. Și uite, un spirit, când se naște în casta luptătorului,
El încă de mic se vede că este luptător, dar nu știe cum se manifeste. Uite, de exemplu, băieții răi de prin cartiere, ei ce fac acolo? Doi, care numai unul de fapt e luptător, celălalt este de multe ori un negustor sau chiar un spirit de muncitor. Asistentul. Asistentul sau ceilalți, dar acolo între ei este șeful, lupul, haita, și este masculul alfa, ăla e luptătorul. Și ăla ce face? Ăla îl bate pe unul care trece pe strada lor, îl lasă jos acolo așa fără de putere. Fără de putere de a se opune sau de a-l confrunta. Și lui asta îi place. De ce? Pentru că i-a luat ăluia puterea. Și acum puterea e la el. Mai face asta de 10-20 de ori în cartierul respectiv sau pe strada respectivă și dobândește încet, încet un fel de autoritate pe stradă sau în cartier. Și în momentul respectiv are o putere în cartierul respectiv. Lumea de el se teme. Pentru că el pe oricine poate bate. El nu se teme să zgârie mașina, să-ți dăie foc la mașină sau ceva de felul ăsta. El e luptător. Și el ce face luptătorul? El se gândește felul, domnule, de ce trebuie să-mi fac eu tot timpul o afacere? Să mă milogesc la unul, la altul, să râd, să fac relații, să păstrez relații tot timpul. Pentru că în lumea inferioară, puțin mai joasă, nu inferioară, ci mai joasă ca dezvoltare, acolo negustorul tot timpul trebuie să facă relații, trebuie să știe cum să vorbească, când să râzi, când să nu râzi. E foarte mult teatru. Asta reprezintă teatru pentru muncitori. Dar tot și bici și zahăr. Ei, și atunci el îți dă seama că, uite, domnule, eu nu fac nici măcar afaceri, dar afaceriștii vin și îmi dau 1000 bani ca să-i protejez. Prin urmare, eu sunt mai mare ca ei. Eu sunt mai înalt. Mai facil de a duce existența, exact, de a supraviețui. Nici măcar aici nu fac. Adică eu ce am învățat de mic copil în cartier? Am învățat că dacă eu fac o lege și o impun acea lege în acel cartier, toți acei oameni care sunt majoritatea ce? Muncitori, apoi negustori mai puțin la număr și eu singur luptător în tot cartierul, ăștia vor supune legii mele, fie ea și legat legea pumnului, legea junglii sau legea terorii, dar ei se vor supune și vor aduce mie bani. Dându-mi prin asta mie și mai multă putere. Înțeles? Ei, uite, conflictele între luptători și negustori se întâmplă totdeauna. De exemplu, să luăm un caz așa mai care îl știi tot român. De exemplu, în Rusia, Khodorkovsky, considerând că are foarte mulți bani și el e spirit de negustor, având foarte mulți bani, el a crezut că dacă are bani poate cumpăra puterea. Și a încercat să-l dăie jos pe Putin, făcând el, cumpărând cu banii, demonstrații, fel de fel de lucruri, să-l dăie jos pe Putin. Dar Putin deja era la putere și el avea structurată toată puterea sub el. Și în felul respectiv i-a ratat, nu lui Khodorkovsky, dacă privești lucrurile ca spectacol al vieții, nu ce se întâmplă între doi actori muritori care dispar, ci ca teatru, ca spectacol al vieții. Atunci, ca strategie, adică observi viața cum se desfășoară. Atunci, evenimentul, situația respectivă ne arată, domnule, cu banii nu poți cumpăra puterea, poți să ai iluzia respectivă, dar puterea reprezintă altceva decât banii. Și atunci ăsta ce face? Îl aruncă pe ăla în pușcărie pe vreo 10 ani de zile, dar din câte se vede, sistemul penitenciar rus are lipsuri, că nu l-au reeducat pe Khodorkovsky. El iese din pușcărie și încearcă din nou cu ambasade, cu nu știu ce acolo, din nou cu puterea banului, cum ar fi, adică cu banul, să cumperi puterea, să ajungă la putere. Nu poți cu banul să cumperi puterea. Cu banul poți facilita accesul la oameni care dețin puterea. Pentru că ăștia care dețin puterea au nevoie de cine? De banii celor din casta, puțin mai de jos, adică de banii negustorilor. Eu ca să lupt, ca să am o armată, ca să am o divizie, ca să am instrumente sau instituții de forță, mie îmi trebuiește ca instituțiile astea de forță să le dau bani ca să lupte. Dar banii de unii eu, pentru că eu sunt casta spiritelor de luptători. Eu nu produc bani. Eu nu că nu știu. Am fost acolo, dacă m-aș apuca, aș face foarte mulți bani. Dacă cad. Dar o să fac bani printr-o strategie deja nu pașnică, ci printr-o strategie a luptătorului, adică cu forța agresivă, adică îmi dai zăcămintele tale naturale sau te bombardezi. Prin șantaj, prin orice, alte adică printr-o forță. Înainte de asta, spiritul ăsta, tot afaceri le făcea, dar le făcea cu capul mai jos, temându-se de cineva mai sus. Acum când tu ești la putere, nu că ești la putere, dar tu ești spirit de luptător, tu ai lupta în tine, ți-ți place lupta. Dacă nu ai
poți, nu te poți acomoda aici, tu oricând poți vii mai jos, în nou, în casta în care deja multe vezi la rând poate ai fost. Și poți începe afaceri, nouă afaceri, dar numai că afacerea este le-ai face de pe poziția asta, nu de poziția aia. Adică le-ai face cu lupta. Adică, bă, uite care e chestia, voi îmi dați mie asta, 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 dacă vreți să nu vă bumbăcesc. Dar eu pot să vă bumbăcesc și cu puterea, și cu armata, și cu strategii, și cu izolare, și cu blamare, adică fac o reclamă în lume când o să ieșesc din țara voastră. Așa că hotărâți-vă. Sau, uite, îi răiesc pe ăștia împotriva la eșlați, că și ăștia sunt luptători și ăștia sunt luptători și abia așteaptă să lupte unii cu alții. Nu știu, românii cu ungurii, pălea cu elalți. Și ca să vezi că al treilea tot timpul câștigă, știi? Păi totdeauna câștigă cine? Generalul. Să spunem așa, din casta luptătorului, problema, nu, tendința lor cel mai mare este să dețină puterea. Când un spirit al luptătorului atinge maxima sa dezvoltare, pentru că la minima dezvoltare e doar un bătăuș. Uite, e boxer. Asta e cea mai inferioară nivel. E un om care luptă pentru ceva. Tot timpul, dar la nivelul la jos, în forma cei mai superioară de dezvoltare a spiritului respectiv, care poate fi dobândit într-o singură viață sau în multe, spiralat așa, în multe, multe, poți să ajungi, de exemplu, un om care deține puterea în forma aproape, că spunem așa, absolută, președinte, dictator. Și nu e plăcător să fii președinte, poți fi un om din spatele cortinii, regizorul, care îl stăpânește și pe președinte, și pe era, și pe tot guvernul în general. El deține puterea. Și puterea lui poate să fie foarte mare. Puterea lui poate să fie în cunoaștere, puterea lui poate să fie în deținerea anumitului secret, puterea lui poate să stea în forma lui de a vedea lumea, de a analiza lumea, în conștiință chiar poate să fie. Puterea lui poate să fie inclusiv psihică, puterea lui poate să fie inclusiv de cunoaștere, dar omul respectiv deține o anumită formă de putere. Și cu acea putere ce? Îi ordonează sau le dictează spiritelor de mai o scară treaptă mai jos, adică negustorilor, să ce? Să-ți aducă bani. Iar tu pentru asta te vei lupta ca să le deschizi lor oportunități, să le faci lor aia, să le faci aia. Și atunci, uite, de exemplu, strategii de țară. Eu, o țară, oricare, cu spirit de luptător, năvălesc peste altă țară, nu la propriu, și îi spun, uite, ori faci asta, 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 ori în propria ta țară îți voi înrăi luptătorii, pentru că ei sunt ca mine, aia eu cu ei mă înțeleg. Și să vorbate și să divizezi țara una, două. Pentru că aia vor asculta de spiritul meu, pentru că ei sunt luptători ca mine, ei înțeleg, ei abia așteaptă undeva să lupte și pentru ceva. Nu contează, e important pentru ceva să ne luptăm. Luptătorului totdeauna trebuie să aibă un dușman, că este ideologic dușmanul, că este real, că nu știu, lui trebuie un dușman, el fără dușman nu poate trăi. Și atunci, uite de exemplu, când se ajunge chiar și la puterea unui stat, un spirit de luptător, el ce va face? El va împărți lumea în dușmani. Bați vinovați pensionarii, bați vinovați medicii, bați sunt vinovați învățătorii, profesorii, bați sunt cineva vinovat, ba armata, ba securitate, ba, ba, cineva vinovați, trebuie să existe dușmani. Clar, fără dușman, spiritul de luptător nu se poate manifesta. Lui trebuie un dușman cu care să lupți. Chestia asta, of, dușmanii mei, sau cum era în cântecele, este probabil spusă din spirit de, de luptător, adică el trebuie să aibă dușman. E, în forma superioară de dezvoltare, ei ajung niște oameni care pur și simplu dețin putere. Puterea decizională, dacă el a vrut un lucru, el îi obligă pe toți oamenii care dețin bani din lume să acționeze și să investească banii sau să nu investească sau pe banii, cu banii respectivi să participe la un joc, la un război sau la o influență oricare pentru binele lor. Pentru că dacă nu faceți cum vă spun eu și nu participați cu mine la războiul respectiv, atunci voi nu o să mai aveți nicio șansă în țara asta sau limitată să vă mai dezvoltați. Vreți mai mulți bani? Ajutați-mă pe mine să cuceresc țara aia, ideologic, psihologic, economic, financiar, fizic, dar să o cuceresc. Și după că asta voi aveți posibilitatea să vă dezvoltați acolo, vă dau mai multe posibilitate. Dar, dându-vă mai multe posibilitate ca voi să câștigați mai mult bani, voi mi-aduceți mie darurile, pentru că eu am biruit, eu am luptat, nu voi.
Încă o dată, sistemul piramidal triunghiular, de care vorbeam, că elementul triunghi conține cele trei. Bisericii, n-ați văzut? Da. Sunt doi la același nivel, da. Pe care al treilea îi coordonează. Și asta indiferent de nivelul castrei. Dacă stăm bine și analizăm, vedem că acest model al triunghiului se suprapune și permanent, indiferent de nivel. La nivelul orizontal, care tot sunt o apă și un pământ, este o castră dominată și una dominatorie. Deci pe axa crucii, pe orizontală. Așa, și pe vertical, la fel, este o castă ce pasivă, ce întrepietă, dominată, și spunem așa, și este o castă dominatorie sau centrifugă. Ei, uite, în forma sa de maximă dezvoltare, ea rug oameni, spunem așa, foarte influenți sau oamenii puternici ai lumii. Nu obligatoriu sunt și deștepți. Nu obligatoriu sunt și bogați. Nu obligatoriu sunt și... Dar ei sunt oameni puternici. Ei sunt oameni care pot lua hotărâri și în urma acelor hotărâri îi implică și pe negustori care plătesc războiul și pe muncitori care vor munci pur și simplu ca carne de tun. Dar se nasc deja cu conștiința puterii pe care o au. Din start. Se vede asta din grădiniță. Se vede asta din mici copii. De asta se fac anumite teste psihologice și e bine ca într-un fel copiii, când momentul vorbeam de reforma educațională, să fie direcționați în funcție de aptitudinile pe care le manifestă, așa cum făceau străbunii noștri sacerdoți, când își alegeau anumite își alegeau preotesele sau preoții în funcție de abilitățile înăscute ale spiritului pe care... Spiritului. Păi și astăzi, de exemplu, cum credeți că dacii, de exemplu, ei la vreo 9 ani de zile deja știau clar ce spirit are acel băiețel. Și dacă era spirit de luptător, îl puneau sabia de lemn în mână și mergeau în turnee militare cu părinții, cu tată. Numai că nu participa la lupte, stătea într-o tabără acolo și se antrenau cu alți copii în lupta cu sabile. Altul care avea spirit de negustor, de mic îl dirijau către negustorie, către om care să știe să facă bani, să-i pună pe ei la alți muncitori la muncă. Și uitați, dacă ne punem deci, cineva deține puterea, și puterea nu e obligatoriu cea statală. Că sunt foarte multe țări în care la nivelul superior, adică la guvernarea țării, stă un președinte cu spirit de muncitor. Sau stă un președinte cu spirit de negustor. Sau stă un președinte cu spirit de luptător. Și foarte puține țări sunt în care la nivelul lor înalt stă un președinte cu spirit de mag. Foarte puține țări de astea sunt în lume. Când ai ajuns la... să facem analogia. Cel care deține puterea le ordonă celorlalți care dețin banii spiritul de, și aici vorbim numai de forma superioară de dezvoltare în fiecare casă. Le ordonează celor care dețin bani să plătească sau să contribuie cu bani la război de obicei. Războiul nu e obligatoriu să fie fizic sau cu arme de foc. Războaiele pot fi duse și cu arme de prioritate numărul 6. Noi cunoaștem, nu credem că război înseamnă tancuri, tunuri, soldați, nu știu ce de felul ăsta, tehnologie și nu știu. Nu, războiul poate să fie și ideologic. Războiul poate să fie și informațional și dezinformațional, dacă putem spune așa. Poate să fie de mai multe, poate să fie electronic, poate să fie psihotronic, poate să fie parapsihologic și diverse feluri. Toate sunt războaie și la toate nivelele respective se aplică diferite arme. Nu arme de prioritate numărul 1 sau 2, ci aici înseamnă bâta, mitraliera sau tunul. Și specialiștii acolo sunt diferiți. Ca să plătească să participe la război, cu banii lor eu cumpăr arme, haine și orice trebuiește pentru casta muncitorilor, îi transform în carne de tun, îi învăț lucruri minime, pentru că nu îi decid soarta războiului, ci numărul banilor care îi ai aici, și strategia pe care o are luptătorul. Da, vorbim despre strategii și arhetipurile spiritelor și după o scurtă pauză. Am revenit împreună cu Anatol, discutam despre aceste arhetipuri și am să te las să dezvolți și să prezinți telespectatorilor și ultimul arhetip al magilor. Da, următorul nivel, uite, de exemplu, asta se vede și în viața de zi cu zi. Când un mare general, de exemplu, mare strateg, sau chiar un luptător, un ofițer, un om care chiar a participat fizic la tot felul de războaie, îi plăcea asta, chiar cumva simțea chemarea. După ce ajunge la o anumită vârstă și după ce începe să gândească, și poate de ce trebuie să ne omorâm unii pe alții, domnule?
Dar de ce chiar războaiele astea sunt necesare? Da, când eram tânăr, conștientizam, trebuie, pentru că așa, uite, să apărăm interesele naționale, cu lupta, cu războiul, cu așa, cine nu. Dar pe urmă așa te gândești, bă, dar chiar e nevoie de așa ceva? Și dacă o să observați, foarte mulți dintre luptători, spre sfârșitul vieții, așa, cad într-o fel de trans, așa, dacă putem spune, într-un fel de misticism sau chiar, spunem, filosofie. Încep să gândească la propria lor viață. Păi, dar chiar au trebuit oare să luptăm așa? Dar chiar e necesar? Dar chiar atâta dezvoltare, armament, fel de fel, de fapt, ca să ce? Că tot timpul vorbim de pace, dar ne înarmăm. Vrem să facem pacea cu arma în mână. Ceva nu e regulă în lumea respectivă. Ceva e o manipulare pe aici, ceva ne scapă nouă. Uite, eu am luptat, am făcut de astea toate, parcă am slujit țara, parcă țara trebuie să fie recunoscătoare și de fapt observ că țara nici nu știu, și-a uitat chestia asta. Pentru că au apărut alte interese între timp și nu mai este. Uitați-vă la noi în țară, cum ne raportăm sau ce mai știm noi despre veteranii noștri de război. Dar ei au făcut ceva, nu? Ei au luptat pentru asta, au vărsat sângele acolo. Nu contează că chiar majoritatea dintre ei erau din casta muncitorilor sau unii negustori băgați acolo sau luptători. Da, ei au făcut. Am uitat. La grădiniță asta tot așa se vede. Uitați un exemplu foarte clar. Ați văzut, sunt locurile alea unde copiii se joacă în nisip. Și fac tot felul de castele, fel de fel de chestii. Uite, o serie întreagă de copii, asta le place. Stau, fac acolo, clădesc și primesc la asta o plăcere. Aia sunt, deja se vede că ei sunt spre, din casta muncitorilor. Ei clădesc, ei muncesc. Și numai cu ce fac cu mânuțile lor, asta le dă lor o satisfacție. Altul vine și spune așa, dacă mă lăsați și pe mine să mă joc cu voi, vă dau un măr. Sau, dacă alăni gustorul. Da, se vede. Sau dacă mă lăsați pe mine, atunci eu fac așa, cumva negociază cu ăștia, de mic se vede. Luptătorul stă așa și se uită, de ce să negociez eu cu ei, domnule, uite, nu m-au primit pe mine așa, îi lăs când construiesc aproape tot cetățile lor, cu nisip ud acolo, ce au făcut acolo, vine cu viteză foarte mare, sare cu picioarele direct în mijlocul construcției, pleacă mai departe râzând și primește de asta o mare satisfacție că i-o învins pe ăștia, adică toată munca troda lor ăsta și-o bătut joc de ea într-o secundă, străcat-o toată, să le arăte prin asta ce, băi, nu contează că munceți, trebuie să aveți puterea să... Ce? Să, unul să margă împotriva la toți. Uite, eu unul v-am învins toată munca voastră pe voi. Voi acum toți ieși la copii din grădini. De acolo plâng. Vasilică, ne-a străcat, Gigel, ne-a străcat. I-a dominat. I-a dominat din start. Da. Și lui face o plăcere chestia respectivă. E, uite, când casta următoare este casta magilor. Și aici e un lucru foarte interesant. Pentru că primul, când ne atinge maxima dezvoltare în casta luptătorilor și dobândești toate condițiile necesare și suficiente pentru a trece în casta următoare, în viața următoare te naști în casta magilor. Dar tu nu ești din start un mag. Tu ești un mag care încă ai amintirile vieților anterioare de luptător. Și nimerești în casta magilor și e foarte ciudat, adică de râs cum ei se comportă. Un mag înalt se uită la ei așa ca la niște copii de grădiniță. Bine, lasă, sunt magi de-ai noștri, într-adevăr, dar... Sunt la început săraci și ei încă sunt cu lupta. Vezi că dacă mă superi, fac așa o bilă, când te-o trimit odată o energetică de aia, vezi cum îți sparg aura, cum te doboră în astral, cum ce-ți fac eu acolo. Adică ei încă continui să lupte. Deși au devenit, au ajuns în lumea magilor deja. Ei, vezi că am eu așa niște puteri, tot de puteri vorbesc. Când mă concentrez odată, se întâmplă ție ceva. Sunt active amintirile castrei din care au provenit. Deci în prima fază, primul strat al magilor. Da, da. Sunt la suprafață. Ei că sunt ca iceberg-ul. Mag în el e numai atâta. Restul foarte mult este la luptător. Și la fund, acolo undeva, la iceberg-ul respectiv, este amintirile vieților lui de când a fost el ca spirit în casta muncitorilor sau negustorilor, la jumătate așa, luptătorilor mai sus, și doar iceberg-ul, vârful lui ce se vede, acum el e mag. Se vede că el e mag, că chiar poate face o bilă, el chiar poate să concentreze, el chiar poate mișca un obiect pe masă, să spunem așa. El poate chiar mișca, poate influența gândurile unui om. El poate induce unui om ceva, el poate hipnotiza pe un om. Și asta, vedeți, și astăzi încă hipnoza este considerată așa ceva mistic, ca și cum, deși nu-i deloc. Dar asta o să înțeleagă ușor numai unul care, un om care face parte ca spirit în dezvoltarea sa din casta magilor. El se va folosi de instrumentul respectiv pentru muncitor
Hipnoza este ceva, ori de la Dumnezeu, ori de la dracu, nu știu încă. Da, sunt cele două variante de catalogare. E ceva așa, de parte, rău de tot. Adică nu știm ce e asta, nici nu ne băgăm, e mistică. Așa. Nu știm cum să o luăm. E senzațională. Da, e ceva așa. Tot așa și pentru un mag, efectele care se întâmplă cu oamenii în timpul rugăciunii nu reprezintă pentru el niciun fel de misticism. E inginerie pură, e psihotehnologie, e clară, dar pentru un spirit care este începător ca în dezvoltarea sa, pentru el asta este ceva foarte mistic cumva. Înțelegi cum? De-aia sunt uteși. Cei care cred și cei care știu. Cei care cred sunt uteși. Pe orizontală și singurii care știu sunt magii. Și magii, în forma sa de dezvoltare superioară, ei nu mai au dușman. Dacă toți restul, cu muncitul, cu luptătorul, tot timpul trebuie să aibă un dușman, ăsta nu mai trebuie. El nu trebuie. El nu are niciun dușman. El trăiește fără niciun fel de dușman. El e aproape, cel mai aproape, spunem așa, de Dumnezeu. Și el are puteri, spunem așa, pentru toți ceilalți mistici, necunoscute. Ei fac sinteză. Uite, țineți minte, în trecut ne spunea că lumea, pământul, stă pe trei balene. Nu? Și așa plutește într-un ocean cosmic, cum ar fi. Într-adevăr, așa este. Prima balenă este viziunea religioasă asupra lumii. Și viziunea asta religioasă cunoaște foarte multe lucruri. Nu toate pot fi răspândite în masă, dar ea cunoaște foarte multe lucruri despre lumea în care trăim. Apoi este imaginea științifică asupra lumii, care și ea știe foarte multe lucruri, dar ele între ele sunt opozante. Știința o neagă pe religie, pe dogmă, dar religia o neagă pe știință, într-un fel. Adică ele sunt aproape să bat între ele. Deși știința în interiorul său are și ea foarte multă dogmă sau foarte multe povești. De exemplu, Big Bang-ul. Nu putem repeta nici într-un laborator niciun fel de Big Bang să vedem cum s-a întâmplat. Nu putem... Deci, prin urmare, nu știm asta exact, pentru că nu e un lucru repetabil. Dar avem așa ceva. În fizica cuantică sunt tot așa o mulțime de lucruri. Sunt o serie întreagă de știință care au pornit de la o teză falsă. Chiar și fizica cuantică și mai departe au ajuns să fie o știință. Adică și știința în interiorul său are o serie întreagă necunoscute și se bazează pe tot felul de povești. Da, da, deci nu numai pe adevăruri. Da, ea trebuie să bazeze numai pe cele adevăruri obiective. Demonstrabile, palpabile, măsurabile, cuantificabile și restul. Asta religia se bazează pe adevărul total subiectiv. Niciun adevăr de acolo nu poate fi demonstrat, măsurat, cuantificabil și nu știu ce de felul ăsta. Repetabil. Dar poate fi doar sesizat, trăit și explicat la nivel individual. La nivel individual. Fiecare din povestea respectivă poate să înțeleagă ce vrea din chestia respectivă. Și aici la alții vor căuta se lupte cu ești la teza și antiteza. Ei tot timpul se află într-o teză și într-o antiteză reciproc. Țineți minte, cândva bisericile nu primiți radio în casă, că e diavol, nu primiți televizorul, nu primiți calculatorul, nu primiți internetul, nu primiți telefonul. Cum? Telefonul fără fire, de la diavolul, de la... Toate. Acum toate le avem. Și nu le mai vezi chiar atât de demonice. Te-au acomodat cu ele, cam așa. Nu le mai vezi așa diabolici. Deși orice lucru și paharul ăsta de apă are ceva dumnezeesc, ceva diabolic în el. Așa. Depinde ce vrei tu mai mult să activezi acolo. Adică ce vrei să vezi, intenția partea plină tată sau partea paharul. Lumea este nicicum. Ea devine într-un fel sau altul în dependență de modul în care tu o interpretezi. Ei, uite asta, religia interpretează lucrurile într-un fel, știința interpretează lucrurile într-alt fel. Din punctul ăsta de vedere, ele nu se pupă reciproc. Asta e cu creaționismul, Dumnezeu, omul a fost creat, omul a fost din maimuță, provenit, a evoluat. Și există a treia formă de viziune asupra lumii, cea mai superioară, cea mai autentică sau cea mai profundă, care se numește lume magică. Viziunea magică asupra lumii. Asta dacă putem spune mistică, dar magică e mai corect. E uite, viziunea asta magică asupra lucrurilor o dețin numai magii. Și magii înțeleg că lucrul ăsta nu poți să-l dai nici unora religiei, nici științei. Pentru că dacă dai lucrurile astea în masă, ei vor face, pentru că nu vor înțelege viziunea magică asupra lumii, magia vieții, nu vor înțelege și vor face în asta imediat o religie. Iar ăștia nu vor putea explica științific mecanismele alea magice ale vieții.
Și atunci degeaba le dai. Asta se întâmplă întotdeauna. Aici, dacă informația se dă în masă, pur și simplu, și aici la fel, dar numai pentru oamenii care pot gândi în termeni științifici, viziunea magică asupra lumii se dă punctual. Este, de fapt, o spiritoștiință. Spunem așa, putem spune așa. Și ea nu poate, nu poate fi oferită lumii, publicului larg, pentru că își vorba de joc. Da, va pica în derizoriu, știu. Și de smaralde, nu arunca mărgăritare în fața porcilor. Asta domeniului respectiv se referă numai. Și atunci, inițiatul sau magul sau brahmanul sau iluminatul sau înțeleptul sau cum vreți voi, el va căuta câteodată o viață întreagă un alt om căruia poate punctiform din mulțimea de oameni, așa, mulți, mulți oameni, îl va căuta din mulțimea, de masa mare de oameni, unul care este pregătit și mag deja, sau are toate trăsăturile deja de mag și poți da lui toată informația respectivă ca să o transmită mai departe. La nivelul respectiv, tehnologiile cu care operează magii pentru un luptător sunt pur și simplu imposibil, adică nu le poate vreodată să le înțeleagă. E nevoie de o total altă structurare a spiritului, total alt fel de clădire a spiritului ca lucrurile astea numai să le înțelegi, ci și să poți cu ele lucra. De exemplu, într-un bloc oricare, la parter sau la subsol, se adună tinerii, se droghează, nu știu ce mai fac ei pe acolo, fel de fel de chestii. Stau acolo de 2-3 ani de zile și nici locatarii și se mulțesc. Și nici poliția, nimeni nu reușește să scoată de acolo afară, nici într-un fel. Luptătorul nu vine peste ei pentru că n-ai cu cine lupta. Negustorul nu poți negocia cu ei pentru că n-ai de la ei nimic de câștigat. Așa, nu poți cumpăra, nu poți vinde nimic lor. Muncitorul nu se bagă acolo pentru că nu îi înțelege pe ăștia, n-are cu cine vorbe. Și atunci vine un podat în bloc, un bărbat care este un mag în lumea magilor, dar este începător. Și nu face nimic altceva decât într-o seară doar se concentrează și rescrie toată legea acelui subsol. Legea nevăzută. Nu apare nimic în subsolul ăla nou. El, pur și simplu, de la el de acasă, rescrie, spunem așa, filosofia subsolului respectiv. După un timp, nici 2 săptămâni de zile, deodată, cumva, ceva se întâmplă, chiar ei între ei ceva fac, vine poliția peste ei. Îi scoate afară. Peste un timp oricare ei se întorc înapoi, dar nu știu de ce câțiva de ei, dar nu știu din ce cauză, ceilalte parte a locatarilor din bloc pun mâna pe bâte sau nu, și mai fugăresc o dată de acolo. După încă vreo 3 săptămâni se mai întorc 2-3 pe acolo, dar deja un singur locatar din bloc, care a văzut că intră, e capabil să-i alunge din acel bloc ca să nu mai se întâmple mizeria care o provocau cu acolo. Ați văzut? Nu a trebuit nici să lupte, nu a trebuit nici să negocieze cu cineva. Nici să doar implice în mod direct. Nici să implice, nici nu se povestește, tu faci aia, tu faci aia. El pur și simplu a rescris legea sau filosofia. A recreat un alt program, a mentalizat o altă versiune, aceleași povești. Aceleași povești. Și lucrurile încep să se întâmple. Adică el a creat o formă gând. Da, asta, uite, acum dacă o să vorbim la, vorbim la televizor și oamenii ascultă și spun, a, dar și eu pot, noi toți, nu e adevărat. Ca să nu vă smintiți că sunteți magi sau că sunteți luptători, sau, mulțumiți-vă din start că sunteți muncitori, că și Hristos a fost la fel. Adică în evoluția lui Hristos îl vedem foarte clar pe perioada lui dezvoltare, în care el a fost, la începutul sale, într-o singură viață el a reușit să realizeze toate chestiile astea. Deși el când venise pe pământ, el deja venise mag, spirit de mag. Dar până ajungi la maximul tău potențial în care tu începi să te manifesti ca mag, tu treci prin toate astea. Da, și noi toți cred că oarecum trecem pe aceleași trepte în decursul unei vieți. Dacă cineva dintre noi este mag, în viață și începi să te manifesti cam la vreo 30 de ani încolo începi să te manifesti ca mag, tu până atunci, chiar dacă ești spirit de mag, treci prin toate astea. Exact. Preponderentul, spiritul tău va ieși la lumină în viața respectivă. Și se va manifesta. Dacă ești spirit de muncitor, tu te vei manifesta ca muncitor și când îți dai mai sus, o să vezi că nu ți iese. Ai încercat o afacere, dar ai pierdut tot ce ai, și te întorci înapoi la glie sau înapoi la pământ sau înapoi la munca care trebuie să o faci cu mâna ta. Dacă ești luptător, atunci tu vei începe în viața respectivă, tot de la muncitor, dar vei sta puțin în casă respectiv, pentru că tu ai depășit-o, tu deja ai înțeles-o în alte vezi. Vei ajunge negustor foarte rapid, vei face niște bani și vei ajunge, vei lăsa și banii respectiv și vei ajunge rapid la putere. Dar tu ai unde să te duci, pentru că spiritul tău e acolo. Dacă nu ai, pentru că spiritul
e preșcolar, oricât vrei tu la facultate, nu o să ajungi la facultate, că nu îndeplinești condițiile necesare și suficiente ca să dai examenele toate care trebuie și să ajungi acolo. N-ai capabilitatea necesară. Exact, în altă viață poate. Dar acum nu. Și ca să nu vă sminteți, gândiți-vă în felul următor. Toți oamenii, majoritatea, 80% din poporul respectiv, sunt spirite de muncitori. Avem foarte, după aia, un număr de, spunem așa, de luptători, de negustori. Luptători nu prea avem și nici nu prea îi creăm. De aia nu avem nici patrioți, de aia nu avem oameni care sunt gata să jertfească cu ei, să lupte pentru o idee națională, pentru dreptate, pentru ceva, să sacrifice, să lupte, pur pentru și simplu. Un ideal. Nu avem. Și dacă nu îi creăm, dar asta trebuie să-i creăm de mici, că spirite de luptători noi în țara asta, ca spirit, ca și clădirea spiritului, configurații, avem, dar nu le permitem să manifeste aici. Și atunci, dacă nu le permitem să manifeste, nu o să avem nici patrioți, nu o să avem, o să avem doar o castă mare de muncitori, care nu gândesc că ei muncesc, ci le spune, ei vor schimbarea, dar nu pot să o facă niciodată. Dumneavoastră spuneți ce trebuie să facem și noi facem. Dar noi nu știm ce să facem. Dacă așa ne dați o lege, noi așa o să facem. Dar muncitorii se supun, ei sunt pasivi. Și avem negustori. Negustorii vând și cumpără propria țară, ei vând și o cumpără și pe propria lor mamă, dacă de aici au ceva de câștigat. Pentru ei nu există patrie, pentru ei există loc în care poți ceva câștiga sau pentru ei nu există noțiuni de patriotism, ei se râd de astfel de chestii, ei sunt internaționali, multinaționali, transnaționali, oriunde se poate câștiga un ban, eu nu mă interesează că ești țigan, dacă pot cu tine sau francez sau armean sau rus, dacă eu cu tine pot face o afacere, noi suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem. Da. Diferențele apar între muncitorii învrăjbiți și între luptători. Că eu vreau una și tu vrei altceva și interesele mele nu coincid cu tale și pentru asta trebuie să ne luptăm puțin. Dar ce spui tu, oarecum vine, noi trăim timpurile astea în care avem senzația că deja începem să mai înțelegem câte ceva din lumea asta, cunoașterea spiritualității și știm că valoarea pe care se pune accent a poporului nostru este cea spirituală. Iar tu vii acum să spui că de fapt încă suntem un pic cam departe de acel nivel spiritual. Deci avem nevoie de încă câteva etape de evoluție pentru a ajunge ar se întrupa aici spiritele majoritare de magi. Noi avem nevoie și de magi. Avem nevoie și de luptători, dar astea două caste aproape că lipsesc ca manifestare în țara respectivă. Cândva în trecut, pentru că viața este dinamică, niciodată nu rămâne totul la fel, în Dacia, în țara asta, în teritoriile respective, existau magi de cei mai înaltă calitate posibilă, în forma sa, adică un fel de zei, Dumnezei pe pământ. Cum l-am avut pe Zalmoxe aici. Exact, și nu numai. Așa. Și aveam o castă foarte puternică de luptători, capabil să dețină puterea și doreau la rândul lor să ajungă inițiați sau magi. Astăzi noi nu creiem. Uite, alte popoare creează. De mici copii, educație fizică și sport obligatoriu, armată obligatorie, nu știu, bărbați, ca să se călească spiritul ăla de luptător și să iasă la suprafață. Un patriot înseamnă, în primul rând, un om sănătos, un om dezvoltat fizic, un om rezistent. Adică acel om care poate să fie rezistent, să lupte pentru țara lui sau pentru un interes sau ceva. Noi nu avem. La noi, în caz, Doamne ferește, noi de un război lasă sau că ne de apărați. Ceva, noi ne vom vinde. Eu, da. Dacă mă uit bine ce se întâmplă, poate ați observat și voi, noi ne temem de exemplu, tot timpul așa, sau ne se bagă în cap, ne temem de ruși. Dom'le, eu mă tem mai mult de noi. Pentru că eu când văd cât ce se înfură în țara respectivă, câte miliarde, așa sume cosmice cumva, încolo, încoace, șpagă aia, eu încep să mă tem, dacă începem un război, ăștia o să-și vândă tehnica, o să-și vândă strategia, cine știe ce mai vând, pentru că ei sunt, vând interesul de stat, pentru că ei sunt majoritatea negustori și negustorului nu-i pasă, lui se iasă banul, dar muncitorul va lupta ca prostul, unde o să-i se spună, fără ca să-și dăie seama ce face. E, uite că am ajuns acum la finalul emisiunii și am să te las pe tine să transmiți telespectatorilor noștri mesajul, având în vedere că suntem și în ziua de Paști, începusei la un moment dat să faci această paralelă între etapele evolutive spirituale și Iisus. Păi uitați, la început Hristos a trecut prin faza de manifestare spirituală. Asta nu înseamnă că dacă în țară avem mai mulți muncitori și negustori, înseamnă că nu suntem o țară spirituală. Ba da, asta e o anumită
configurația spiritelor, e un anumit fel de a fi, e un anumit fel de a vedea lucrurile. Și predominant așa le vedem. Ei, uitați, în dezvoltare și noi trecem ca țară, și Hristos, și oricare dintre noi. Apoi a trecut în faza negustorilor. Țineți minte, când el era, elementele astea descrise foarte bine în Biblie, când el negocia, când el învăța, explica ceva, încerca să negocieze cu farisei în discuțiile despre care întorcea pe o parte, pe alta. Apoi Hristos, luptătorul, țineți minte, când a intrat tot el în biserică, și ce a făcut? A dărâmat toate tarabele și negoții de acolo. Ce a făcut el atunci? El a ajuns în forma sa maximă dezvoltare a luptătorului, era deja în faza maximă dezvoltare, că m-ar fi trecut în nivelul, scara, el oricum era mag de la bun început, dar să ajungi înapoi la tine acasă, în tine însuți, că noi când ne naștem avem o problemă destul de mare, noi trebuie să ajungem întâi încă în noi, înșine să ajungem, apoi cu noi, în noi să ajungem undeva, mai departe, că dacă eu în mine n-am ajuns, unde mă duc eu în general? Da. Primul lucru până care nu mi-am descoperit esența. Da, până nu am ajuns eu la nivelul meu maximum de dezvoltare genetică, intelectuală sau de care n-ar fi acolo. După asta, când m-am ajuns eu pe mine în mine, pot să mă duc mai departe unde, către, evident, n-ai unde, altă parte, pentru că lumea e configurată așa, asta e conul, aici e sursa și asta e conul și jos cercul de lumină și un contextul ăsta în conotațiile respective n-am unde decât în sus. Pentru că dacă ies dincolo de con, nu mai sunt în context, nu mai sunt sub umbrela conducătorului, nu mai sunt în întuneric, sunt la, nu știu, spunem, și viața acolo te distruge, pur și simplu. Apoi, ați văzut, odată s-a revoltat, pentru că ca ofițerul de care vorbeam eu, băi, dar de ce trebuie să pătătește? S-a revoltat împotriva negustorilor, pentru că au făcut din templu un mall. Ca și astăzi, nu? Avem temple. Uite, intră la zeul Zara, uite, intră la zeul ăla, la fiecare îi dai câte ceva. Templele moderne. Nimic nu s-a schimbat esențial în lumea respectivă. Singurul lucru care se schimbă este doar transformarea spiritului uman. Restul lucrurile sunt aceleași lucruri reașezate altfel, date altfel din denumiri. Marele temple acum sunt și zeii acolo sunt. Și abia așteaptă să te duci să-i dai din munca ta ceva. Și acei... Nici nu mai vorbim de lucrurile astea pentru că sunt, mie se par foarte evidente. Mai departe, ajungând la loc asta luptătorilor, după asta, el ce-a făcut mai departe? A ajuns la el, în el, magul. Și atunci magul ce-a făcut? Ați văzut, transformă apa în vin, face o serie întreagă de minuni. De ce? Pentru că magul, el nu mai trăiește sub legile naturii. El este, spunem așa, post-natură, de exemplu. Dacă... Adică el este, uite natura, uite natura și uite eu. Și eu cu natura vorbesc. Mamă, hai să facem vinul ăsta apă. Nu că taică-tu nu o să ne dă voie și dacă o află. Hai, dar cumva că nu-i spun. Hai, numai așa pentru rapid, când trebuie mie, știi? Și atunci poți influența natura. Cum influențezi pe mama, așa influențezi natura. Atât timp cât stai în burta mamei, depinzi de ea, niciodată nu o să poți să o influențezi. Și uite, casta negustorilor și casta muncitorilor trăiesc în burta mamei, în mamei natură în general. Și negustorul pe el nu interesează. El poate să vândă, staie toate pădurile, să scoată tot din țară, să distrugă țara, râurile, orice, important să iasă banul, chiar dacă mama moare, neconștientizând că n-are viziunea mistică asupra lumii sau magică, că dacă mama moare, moare și el în burta ei. El astfel lucruri pur și simplu nu și le pune niciodată. Dar uite, luptătorul, el deja o vede pe mamă. Mai așa, încă nu o poate influența, dar o vede. Dar magul vorbește cu ea direct. De el îți poate înțelege și cursul și cu animalul sălbatic. De aia și pe creștini, când îi dădeau la lei flămânzi, unii oameni s-aruncau leu peste el și îl sfâșia, îl mânca. De ce? Pentru că îl vedea aproape ca animal. Dar pe alții alergau până la ei și în loc să-i mănânce, îi lingeau sau să jucau cu ei. Deci era leu flămând. De ce? Pentru că și leu recunoaște care este spiritul magului acolo. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru că ne-am adus din grăuntele de cunoaștere universal, a expus atât de frumos și eu sper că fiecare dintre noi s-a regăsit într-unul dintre arhetipurile pe care tu le-ai transmis aici. Dumneavoastră vă transmit un gând de lumină, pace și încercați să descoperiți magul din fiecare din voi. Da, și evangheliile sunt tot patru.
și reprezintă exact aceleași patru elemente, adică fiecare dintre evangheliști reprezintă mai mult focul, e cu patimă, cu pasiune, acea evanghelie scrisă, alta e apă, mai diplomatică, mai curgătoare, mai blândă, alta e pământ concretă, dură, hotărâtă, și alta e mai aeră, mai filosofică, așa, mai se accentuează alte aspecte. Uite, și acei patru evangheliști fac parte din patru caste de spirite diferite. Și în felul acesta am înțeles ce reprezintă această cruce a acestei lumi, cele patru elemente, ele suprapuse, dar fiecare la secvențe diferite de evoluție. Îți mulțumesc pentru participare, dumneavoastră vă doresc sărbători fericite în continuare, toate cele bune!